Salut! Vino încoace! Vino încoace, Anatol, că ești la noi în ospeție. Te rog să iei loc aici. Și știu că orice melodie cântată de tine trece prin tine, asta e clar, pentru că nu odată te-am văzut în această manieră, nu odată am înțeles acest lucru, nu odată am vorbit și cu taică meu despre tine, că tata tot îmi spunea, băi, dacă mai ai ocazia vreodată să vorbești cu domnul Mărzin, dacă poți cumva să-l inviți la mine în ospiție, că eu ce treabă acolo, un iepuraș, ceva, la grătar, numai să vină. Știu sigur că o să avem timp și pentru asta. Neapărat. Te rog frumos să faci un bun, nu trebuie să amânăm asta. Un bun lucru este să te aduc tine la tata să stea discuții cu tine. Dar înainte de asta, Anatol, nu te-am văzut de anul trecut de la o nuntă. Acolo ne-am întâlnit la o nuntă. Țin minte că Anatol îl lăuda pe... Eu o să fiu sincer, eu pentru prima dată am o fază aici. El în general... Eu de asta și mulțumesc televiziunii că am început a lucra aici. Vă fac cunoștință cu... Nu pentru bani o fac. De ce? Doar pentru că să fac cunoștință cu oameni mari și oameni de altfel. O să-ți dau o întrebare la care o să-ți fie poate greu să-mi răspunzi, dar de fiecare dată când te-am auzit cântând piesele pe care le-ai scris și ai un mesaj profund în ele, ești foarte trist. Ești foarte trist. Nu sunt trist. Poate... Lumea mă ține minte așa cum am fost cândva, când am început a cânta cântece de mamă, de tată, cântece care, știu eu, le scriu așa ca în primul rând să-mi placă mie și într-al doilea rând, dacă am socotit că mie îmi place, să dau viață lumii, fiindcă fiecare cântec de-al meu este ca și un copil, dacă îl îmbraci bine, dar nu vreau să spun că eu sunt omul cel la care am făcut și trebuie să mă lăudați, nu, absolut deloc, fiecare om. Sunt bucuros că se regăsește în cântecele mele, în versurile mele. Chiar la concerte îmi spun mulți, Anatol, tu când cântai cântecul ăsta, eu mi-amintesc ședem cu fata mea care mă întâlneam cu dânsa cândva, acum ai soție și noi, uite ce cântă, dacă o să ajungem și o face nuntă, o să-l invităm neapărat la nuntă. Și eu mă bucur că majoritatea, cei care sunt poate cu câțiva ani mai mici sau de vârsta mea, se regăsesc în aceste melodii. Pentru că au trăit, au crescut generații întregi pe melodiile tale. Și dar tu dacă spui că ne-am văzut cândva la nuntă, mă știi că eu sunt un om, că îmi place să glumesc, îmi place să trăiesc, îmi place să râd. Dar ultima vreme, știți cum, înainte mai cântam, că erau vremurile grele și mai cântam. Știam că lumea nu prea toți aveau posibilitatea să-și cumpere o bucată de salam, da, de carne, dar mă ia când ies și salam și carne și tristețe și jele, trebuie de trăit. Nu, că după ce ai plecat tu atunci, știi, tot îmi spunea DJ, el zice, tu-l cunoști mai bine pe domnul Mărzin, dar de ce el așa de des să-mi mulțumesc, știi, că s-a auzit bine, că s-o... Zic, băi, pentru că eu fost comod, înțelegi, să cânte, atât timp cât se aude interpretul ce cântă și cum cântă, corect. Eu fost comod și atunci, în momentul ăsta, a simțit nevoia, a considerat de cuvință să zic mulțumesc că m-am auzit bine, știi? Asta a fost. Hai că despre muzică toată lumea știe și îți cunoaște melodiile, ba mai mult decât atât, le cântă odată cu tine atunci când ești pe scenă și își cunoaște și versurile. Vrem să-l cunoaștem pe Anatol Mărzencu, că în această dimineață vom vorbi despre rolul său de actor în câteva producții de cinema. Ceva mai nou, mă. Exact. Dar toate astea după o scurtă pauză publicitară ca să vă prindem cu brio și pe voi cei de acasă, da? Repet.